Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Un vlog în care ne plimbăm din nou, deși ar fi trebuit să stăm acasă astăzi, acum arată vremea. Dar la urma urmei nu ne împiedică pe noi o ploaie în a merge și a descoperi locuri interesante în apropierea noastră pe aici. Am plecat de aproximativ 30 de minute din Praga și Waze-ul mai arată încă vreo 2 ore de mers. Și mergem în Germania, mai exact mergem în Lübbenau, în Spreewald, care este o rezervație naturală, o deltă, ceva de genul. O să vedeți pe parcursul vlogului, dar până atunci, haideți să ne vedem de drum. Încă n-am ajuns, facem un mic popas ca să schimbăm niște bani și după aia ne continuăm drumul. Mai avem puțin, mai avem vreo jumătate de oră de mers. Stay tuned! Și în benzinărie se promovează locul unde trebuie să ajungem noi. Săguț! Vremea nu prea ține încă cu noi, a început să plouă iar mai tare decât când am ajuns aici. Și vremea cu noi. Plouă încă foarte, foarte puțin. Încă, da, corect. E posibil să ne ajungă din urmă. O, 12 ore, 5 euro. Complicat un pic cu parcarea, că n-aveam monede, avea doar bagnotă și s-a nimerit să fie o doamnă care am auzit-o vorbind spaniolă. Pe care am auzit-o vorbind spaniolă. Mai miloge puțin la ea, au zis, n-aveți cumva niște monede să-mi schimba și mie bagnota asta? Și a fost foarte amabilă. Acum, o luăm la pas, încet, încet, ușor și vedem ce descoperim pe aici. Deci am găsit aici, fix în piața centrală din Lübbenau, există un centru de informații pentru turiști. Am primit și o hartă și aici unde este încercuit, este locul unde suntem acum, este centru de informații și trebuie să mergem încolo, înapoi. Și apoi unde o facem dreapta și dăm peste punctele de plecare cu faimoasele vaporașe de aici. Dacă n-ar bate vântul, aș putea să vă și arăt harta. Am găsit și o cafea bună de la Cafe Alex. Am căutat în review-uri și cam asta ar fi cea mai lăudată pe aici, în Lübbenau. Și e bună. E foarte fierbinte. Hai la bărci! Cred că primul punct de plecare l-am ratat, încă nu e nicio barcă. Mergem la următorul. Poate acolo avem noroc. Cine ar fi crezut că e așa complicat să găsești loc? Găsisem la una din bărcuțe, dar era fix în spate și nu vezi nimic. Gondolierul tot insista, haideți aici, haideți aici. Am refuzat politicos, fiindcă nu vreau să plătesc și să nu vedem nimic. A few inches later. Într-un final am găsit și barcă și am găsit și în față. Se cam clatină, da. În mod normal există tururi și de 3, 4 sau chiar 5 ore, dar aparent azi merg doar în regim de curse de 2 ore. Cred că e suficient și 2 ore ca să ne bucurăm de ceea ce urmează, să vedem.
Pa barcă, gata și cu bărcuța. Măi, e o experiență foarte mișto. E liniștit, e peaceful așa, e pe chill. Cu siguranță e o chestie pe care trebuie să o experimentați dacă alegeți să veniți în Spreewald, în Lübbenau. Până la urmă a ținut și vremea cu noi. Doamne, Doamne, ne iubește, se pare. Și acum că am îndeplinit obiectivul principal al vizitei noastre în Spreewald, mereu pocesc numele. Acum că am înfăptuit obiectivul principal al vizitei noastre aici, ne mai plimbăm puțin prin oraș, facem niște poze, niște cadre cinematice interesante și cam atât. Și aici se cam termină centrul orașului. Înseamnă că în mare măsură atracția principală este plimbarea prin delta. Centrul orașului fiind foarte mic, mai mult de o zi aici nu prea ai ce să faci. Dacă ajungi de dimineață și eventual iei și o cursă de 3 ore cu barca, e suficient ca apoi să mai vii pe aici prin centrul istoric să mănânci ceva și să te plimbi și apoi te întorci înapoi spre casă. Din punct de vedere al banilor, nu este foarte scump. Parcarea pentru 12 ore este 5 euro. O cursă de 2 ore cu barca costă 14 euro de persoană. 9-2 ore cu barca în delta chiar ne-au fost suficiente, fiindcă ne-am săturat de vegetație, de rățuște, de țânțari, mai ales destul de multe insecte. Mai ales dacă o să veniți să fie cald. O altă chestie aparte pe care o mai puteți face aici este să faceți degustări de diferite tipuri de castraveți murați. Deci, în concluzie, dacă veniți în Lübbenau, aveți ce vedea, dar nu mai mult de o zi. Vă va fi arhi suficientă în a vedea principalele puncte de atracție. O să încheie aici acest vlog. Nouă ne-a plăcut foarte mult în orașul ăsta vechi de aproximativ 700 de ani. Dacă vreți să veniți și voi, vă recomandăm 100% să o faceți. Eu sunt Silviu și până la următorul vlog, aveți grijă de voi!